Laura? Ce faci, măi, drăgăstosule? Cât ce ocazie pe aici? Așa repede mă iei, stai puțin. Suntem divorțați. Să fie clar, nu vreau să mai mi-aduc atâta necazuri. Puturoasă este, mincinoasă este. De iubit nu te iubește, decât banii ți-a iubit, băiatul. Nu știu ce a fost în capul meu de am renunțat atunci la tine. Eram mai mic, copil, nu puteam să îmi stăpânesc foarte bine sentimentele și acum chiar îmi pare rău că am terminat atunci. Noi ne-am reîntâlnit acum. Nu e ca și cum e un străin cu care eu chiar de la 0-0. Totuși, știe despre mine lucruri, știu despre lucruri. Vreau să ne iubim. Laura, încetează. Suntem divorțați, nu mai are rost să pronunți... Soț și soție, ei de obicei se iubesc. Cum se simte? Aș putea să mă pronunț. Așa, așa, așa. Eu înțeleg că tu ai avut accidentul ăsta, da, nu contest, se vede, chiar se vede. Dar... pe mine mă încurcă foarte mult că nu ne mai dai bani. Este răzbunare la tine, fetiță! Ce este asta? Că... dacă eu nu pot să fiu fericită și să-mi refac viața pentru că am un copil cu el și pentru că îmi dedic timpul copilului și nu mă oftic de asta, dar mă oftic că el e fericit! Iubirea a fost definită în foarte multe moduri și toate au ceva în comun. Și anume, faptul că este un sentiment total. Un sentiment care, în forma lui înaltă, nu este compatibil cu ideea de compromis, cu jumătatea de măsură, cu încercarea de drămuire a simțirii. Când încerci să păcălești iubirea, mai devreme sau mai târziu, plătești un preț. Uneori, el poate fi mare. Simona și Ana Maria sunt prietene de mulți ani. Ana Maria este o femeie care și-a găsit iubirea și liniștea și acum se bucură de o familie frumoasă. Simona este împlinită profesional, dar nu a avut încă noroc în dragoste. Doar că știți cum e. Ca să te întâlnească norocul, uneori trebuie să ieși în calea lui. Fată, ia uite-l pe ăsta. Pe gagiul ăsta îl știu din facultate. Ce zici de el? Nu pare genul tău. Ce-s cu figurile astea? Așa să stăm în poză. Sunt Simona Dumitrescu. Am 34 de ani și sunt secretară în cadrul unui birou de avocatură. Sunt Ana Maria Ivan și sunt prietena Simonei de vreo 10 ani. Am îmi place, nu e genul tău. Ce-ți place ție? Nu ți se potrivește. Nu e genul tău. Vrei de la cu pantaloni trapez? Ce? Nu știu, mai căutăm altă, să vedem. Ești prea pretențioasă, știi? Știu. Pentru tine caut cel mai potrivit prieten. Nu știu, fata, hai că-ți mai arăt, dar... na, căutăm. Uite, ăsta, na. Mai stă și pe la casino. Face nu, bani. Vai, a? Doamne, ce gusturi ai. Nu știu cum își găsește fata asta iubiții, dar parcă eu am făcut să nu-și găsească și ea fericirea. Am o fată, dar acum... poate erau simpatici în liceu, în facultate, dar acum uite-te și tu ce față are. Dar nici măcar nu ți-a spus de unde știu. Cum nu? Nu, ți-a spus de ce de mai devreme de unde știu. Ți-am spus că a fost coleg de facultate. Mă rog, ne știam de prin facultate. Și cu ăsta mă mai pupam eu așa prin liceu, știi, când eram copii mici și proști. Dar hai că nu e nasol tipul. Fată, eu dacă eram în locul tău, nu mă combinam cu ăsta. Ești și tu acum, mai trece timpul peste om acum. Poate zici și tu, uite, na, ai dreptate, în liceu era mai simpatic, dar nici acum nu e rău. Îți spun eu, îți pierzi timpul degeaba cu ei. Îți pierzi timpul de pomană. N-ai ce face cu ei. Atunci stai că... și dacă n-a fost atunci, de ce ar fi acum? Adică eu sunt de părere că dacă nu merge din prima, nu merge nici din a doua. Oprește-te. Unul era fustangiu. Altul asculta prea mult de mama lui și făcea numai ce vroia ea. Altul a plecat la muncă în străinătate să lucreze și dus a fost. Nu știu, parcă îi atrage ca un magnet pe toți bărbații nepotriviți. Dar Simona este o fată bună și sper să-și găsească perechea potrivită. Oprește-te, că am ceva să-ți arăt. Uite-l pe ăsta! Wow, îmi place! Uite cum tremură și mâna de emoții, știi cine e? Nu știu, cine e? Este fosta mea iubire din liceu. Da, ăsta mai merge. Uite, e înalt, frumos, bine făcut. Zici că stă numai în sala de fitness. Arată foarte bine. Arată. Și pe lângă treaba asta ți-am spus. Noi în liceu am avut o relație destul de ok, dar nu mai știu de ce ne-am despărțit, sincer. Cred că dintr-o prostie. Probabil că o-i fi luat-o eu razna pe atunci, că eram mică, eram copilă și nu mă gândeam la prea multe lucruri. Dar ce-ar fi să-i scriu? Haide, de ce nu? Dă-i ad. Sunt curioasă dacă îți răspunde. Nu l-am la prieten, dar
Hai că fac o încercare. Timpul trece pentru Simona, are 34 de ani și cred că e timpul să se așeze și ea la casa ei. Sper ca într-un final să-și găsească și ea pe cineva care să o înțeleagă, să o susțină în tot ceea ce face și de ce nu să-și întemeieze o familie. Hai că i-am dat ad. Super! Să cine vedem când știe? Îți răspunde. Nerăbdătoare! Hai că sunt sigură că ceva o să se lege. Dacă zici că a fost așa o chimie destul de mare între voi în timpul liceului. Mă uit la telefon și nu văd nicio notificare. Poate omul lucrează, normal, nu stă cu telefonul tot timpul în mână, că doar nu fi vreun afacerist. Claudiu a fost iubirea mea din liceu, însă au trecut 16 ani de când nu ne-am mai văzut, pentru că atunci eram micuți și naivi și ne-am văzut fiecare de drumul nostru. Mi-am acceptat cererea! Înseamnă că mă iubește! Doamne, ferește, ești dusă! Parcă ziceai că nu te interesează că are copil, că să-l lași, acolo e super fericită. Doamne, te schimbi de la o stare la alta. Ce să fac? Dar cu Andrei ce ai mai făcut? Știu că te place mult vecinul de la 4. Lasă-mă pe mine cu toți. Nu, că mi se pare ok și el. Nebunii. Ei, n-am făcut nimic, ce să fac. Ei mai dau câte un bună ziua, așa, uite, când ne întâlnim. Știi, pe scară. Știi, mai bine să fii cu unul care te place decât cu unul după care să fugi tu să alergi toată ziua bună ziua, să limplor, să scrie sau să te invite la o cafea. Tu vorbești asta, măritată, care a mers la sigur. Ești luată și acum nu-ți mai pasă. Da. Nu mai știi cum e să fii fiecare după... Fiecare cu destinul ei, vezi? Da. Dar să știi că mi-aș dori foarte tare să te văd pe tine la casa ta. Am o notificare. Super, să vedem. Mi-a scris, înseamnă că mă iubește, îi place de mine. Ești dosă, parcă ziceai că nu te interesează. Acum deja te vezi căsătorită cu el? Fată, uite, mi-a scris. Că bună, ce faci? Long super. Time no see. Ce-i scrie? Hello, stranger. No. No. Nu știu ce să-i scriu, cred că o să-i scriu bună. Și mai departe, long time no see. Ai dreptate și nu știu. Nu, ești patetică. Bună, nu... Nu, nici asta nu. Voiam să-l invit undeva, știi? La... Da, știi cum vreau? Vreau să-l invit și după aia să-l invit și la mine. Cum fac? Băi, o idee bună, de ce nu? Am avut mai multe relații serioase de-a lungul timpului, însă toate la un moment dat s-au sfârșit. Să nu mai existe oare bărbați adevărați în toată țărișoara aceasta? Sau am devenit eu prea pretențioasă? Hai că până la urmă îi scriu. Scrie, cum sunt? Bună, străine, ți-a fost dor de mine? Ha, i-am scris. De ce nu? Super. Of, dacă ar ști el ce-mi trece mie acum prin cap. Ce dor îmi e de el. Trebuie mai întâi să încerci și apoi. Mi-a scris. Gata, fat, m-a invitat la suc. Asta voiai tu acum, suc? E, hai, tot cu să începe, tot din 3 litere e și dacă mai punem și un vin lângă, e perfect. Ne, să vedem finalul, să vedem ce o să iasă. Oricum, pentru un prim pas e ok. Eu zic că e bine. Mi-aș dori ca acest băiat să nu mai fie într-o relație sau însurat. Pe Facebook scria că nu, însă cine știe, poate am o șansă și aprindem flacăra tinereții. Foarte emoționată și cu mari așteptări, după mulți ani, Simona se reîntâlnește cu Claudiu, fostul ei coleg de liceu. Cei doi foști adolescenți care s-au iubit odată, acum stau din nou față în față ca adulți, mult mai stăpâni pe sentimentele și viețile lor. Bine ai venit și mă bucur foarte mult că te văd! Ce mai faci tu? Cu ce te mai ocupi? Eu lucrez la un birou de avocatură. Sunt secretară acolo, dar zi-mi de tine, am văzut pe Facebook că ești divorțat și că ai și un copil. Da, este un subiect în care nu aș fi vrut să intru foarte mult. Da, sunt divorțat, am fost cu cineva, din păcate nu ne-am înțeles așa cum ne doream la început și cum speram. Avem o fetiță și totul trebuie să decurgă normal, ca și într-un divorț de acum înainte. Sunt Claudiu Tănăsescu, am 34 de ani și sunt agent de vânzări la o firmă de termopane. Și cum a rămas totuși? Adică vreau să povestim puțin, pentru că îți dai seama, sunt curioasă. Măi, chiar... Cum a rămas? Adică în ce relații ai rămas cu fosta soție și care e situația mai exactă? Adică nu știu dacă mă înțelegi, însă n-aș vrea să mă bag undeva unde pot să deranjez. Măi, nu este vorba de deranj, doar că nu vreau să spui după, că stau să mă gândesc la ea și chestii de genul, știi?
Ce a fost, a fost, nu ne-am potrivit, a fost o nepotrivire de caracter, să-i spunem așa. La început era totul roșu și frumos, după care s-a pierdut în timp ușor, ușor, flacăra aceea. Și cu copilul? Cum ați procedat? Este ok, plătesc pensia alimentară, atât timp cât are bani pe card, slavă Domnului, mă lasă în pace. Este foarte fericită și nu se întâmplă absolut nimic. Veșnica problema femeilor. Dacă întârzi o zi cu banii, deja totul s-a stricat. Nu mi se pare frumos din partea ei să te trateze așa. Dacă întârzi o zi cu banii, este normal, se întâmplă. N-ai apucat să faci transferul, n-au intrat în timp sau nu știu ce metode de plată folosiți voi. Însă, totuși, ești tatăl copilului și asta nu e o atitudine adecvată, mai ales pentru o mamă. Știu. Dar știi cum sunt femeile, au și ele nevoie de bani pentru diverse lucruri și într-o oarecare măsură o înțeleg, știi? Dar în aceeași măsură mă cam deranjează, pentru că se schimbă total de la o zi la alta, este foarte schimbătoare. Dar știi ce nu te-am întrebat, ce am omis de fapt să te întreb? Voi doi în ce relație ați rămas? Cu copilul am înțeles, plătești pensia alimentară, este normal să îl vizitezi sau, nu știu, e la tine, e la ea, adică... Fetița este la ea, mă duc și o vizitez destul de des, dar relația dintre noi este... una ok, dincolo de bani, chiar ne înțelegem foarte bine. Adică am rămas prieteni. Cei mai buni prieteni, nici nu ai idee. La modul că dacă ar putea să-mi pună perna pe față în timp ce dorm, ar fi perfect, ar fi cea mai fericită. Doamne, pentru o clipă mă și speriasem. Nu ai de ce. Ce a fost între noi s-a stins, nu a mai funcționat și am decis că trebuie să luăm o pauză. Asta însemnând un divorț. Și cam de cât timp ați rupt voi doi legătura, nu știu? Măi, după nașterea fetiței, totul a decurs normal în primul an, după care ușor, ușor a început să se strice, au apărut problemele, nu a reușit să facă față provocărilor și s-a ajuns aici, din păcate. Îmi pare rău să aud asta, dar uite, totuși, până la urma urmei, cum să nu-i mulțumesc eu, stimabilei, că mi-a lăsat așa bărbat frumos? Ha, păi asta vă voiam să spun. Între mine și Simona a fost o conexiune încă din liceu, doar că eram prea mici și prea blegi ca să realizăm anumite lucruri. Nu știu ce a fost în capul meu de am renunțat atunci la tine. Eram mai mic, copil, nu puteam să îmi stăpânesc foarte bine sentimentele și acum chiar îmi pare rău că am terminat atunci. Ei, să nu tratăm situația așa, până la urmă, așa a fost să fie și poate eram eu cea de care te despărțeai acum. Așa niciodată, că vezi, până la urmă... Dacă eram împreună și acum eram fericiți, fără absolut nicio problemă, nu am absolut niciun dubiu legat din acest punct de vedere. Cu Simona mă simt exact ca la 18 ani. Nu pot să cred că după atâta timp sentimentele au rămas aprinse. Nu-mi pare rău că te-am reîntâlnit, pentru că ești atât de frumoasă și ochii tăi și felul în care zâmbești. Și mai zi, sunt frumoasă, sunt deșteaptă, sunt de vreme acasă, sunt atrăgătoare. Ai toate calitățile necesare. Și simt că o să fie bine între noi de data asta și promit că nu o să mai renunț la tine. Sau măcar încerc, nu vreau să fac promisiuni. Mai spunem, sunt frumoase, sunt deșteaptă, sunt de vreme acasă, sunt atrăgătoare, sunt toate alea. Dar ia zi, ne mai vedem și noi sau asta a fost tot? Wow, vrei să ne mai vedem? Aici am vrut să ajung. Da? Plăcerea o să fie de partea mea. Chiar îmi doream să aud lucrul acesta de la tine, pentru că nu știam cum să te întreb eu. Uite că a trebuit să treacă atâta timp ca să ne regăsim. Eu sper să fie un semn bun. Sper că, în sfârșit, începând de acum, o să-mi găsesc și eu liniștea. Doamne, ce dor mi-a fost de tine, nici nu ai idee. Chiar dacă nu ne-am văzut de atâta timp, nu știu, simțeam că îmi lipsește ceva. Crede-mă, sunt atât de liniștit în această secundă, nici nu ai idee. Și doar așa, un pupic? Doar așa, un pupic? Ți-aș mai da încă 30 de pupici și cel mai lung sărut de care a avut parte în viața aceasta. Oh, Doamne! Și am putea să facem un concurs la un moment dat. Care iubește cel mai mult dintre noi? Ce ai spune să facem asta? Sau care pupă cel mai mult? Eu aș prefera să fim fericiți, să ne iubim toată viața. De la prima reîntâlnire, cei doi au vorbit despre planuri de viață, semn că sentimentele le-au rămas în suflet și a fost nevoie doar de un context pentru ca ele să reapară. Toate acestea o emoționează pe Simona, care simte nevoia să împartă bucuria cu prietena ei. Ana! Bună! Bună! Ce faci? Hai te pup! Bine, tu? Scuză-mă pentru întârziere, dar știi că eu așa sunt mai zăpăcită. Te iert!
Te cunosc de atâția ani, așa că sunt obișnuită cu tine. Nici nu mai pot să mă concentrez la muncă. Îmi stă gândul toată ziua la Claudiu. Cum a fost întâlnirea cu Claudiu? E, cum să fie? A fost superbă întâlnirea, sincer. Claudiu este un bărbat extraordinar. Este cald, afectos, tandru. Deci nu am cuvinte să-ți spun despre el. Așa sunt eu curioasă din fire. Vreau să știu tot, cu detalii, cu tot. Ai ajuns pe el? E, și tu acum. Nu crezi că e cam de vreme așa după 3 zile, gata? Da, poate ar trebui să mai aștept, dar ai 34 de ani pentru numele lui Dumnezeu. Cât să mai aștepți? Zi o dată. Ai ești foarte curioasă. Ești foarte curioasă. Normal că sunt curioasă, dar mă știi. Tu de asta te-ai întâlnit cu mine, de fapt, exact, nu? Exact, exact. Că dor de mine, ce să dor de mine? Ai, mă, știi că țin la tine și de asta mă interesează viața ta în mod particular. Nu știu, uite-te așa puțin la mine, ce zici? Păi tocmai că te văd foarte fericită, vreau să aud din gura ta dacă s-a întâmplat ceva sau nu. Uite-te puțin la zâmbetul meu. Da, ți-am spus, cum am zis și mai devreme, e un tip super sensibil și, Doamne, deci este adorabil. Și, sincer, îi mulțumesc fostei soții că mi-a lăsat așa o minunăție de bărbat. Simt că sunt îndrăgostită ca la 18 ani, cu mii de fluturași în stomac. E sigur că e divorțat sau te trezești cu ea pe cap, cu burta până la urechi, cu o tigaie în mână, că vai, ce-ai cu bărbatul ei sau eu mai știu ce? Nu, totul e ok, pentru că am discutat cu el toate aspectele și l-am întrebat în ce relație ai rămas cu fosta soție, cum ați procedat cu copilul, avem toate detaliile astea și m-am asigurat că nu are niciun motiv să se întoarcă înapoi. Adică, din ce mi-a povestit el, sinceră să fiu, a părut super rece relația dintre ei. Este o relație strict pentru banii alocați copilului și atât. Adică, am înțeles. Nu văd mai departe de aici, sincer. Până la urmă, dacă mai simțea ceva, nu cred că își pierdea timpul să mai iasă cu mine. Adică, totuși. Da, dar tu nu poți avea încredere întotdeauna în ei. De exemplu, când te întâlnești cu el, îți ține telefonul pe masă sau și îl ține ascuns pe silent sau te lasă să umbli pe el? O, Doamne, Ana, ce obsedată ești! E, într-adevăr, din experiențele mele am devenit puțin obsedată cu bărbații. Dar n-ai pretenția ca după câteva întâlniri să îi verific omului telefonul sau să îl iau? Doamne, e, ferește! Da, dar de ce nu? Ana, suntem doi oameni maturi, până la urma urmei ieșim, ne simțim bine. De ce să stricăm asta pentru ce? Să îl verific într-un telefon? Până la urmă, știi ce? Cu tot cu verificat, dacă ceva nu merge, oricum nu merge. Așa că hai să ne bucurăm de moment și să lăsăm lucrurile să vină de la sine. Oh, deci să înțeleg că ceva a fost. Ați mers mai departe cu relația. Haide, zi-mi că sunt tare curioasă. Eu văd că tu nu te potolești deloc. Come on, spune. Bine, mă, bine, da. Ei, da. Bravo, felicitări. În sfârșit sunt fericită pentru tine că măcar ai avut un moment de fericire cu el. Am avut mai multe momente de fericire acum, ce să spun. Bine, fii bine. E vorba între noi. În sfârșit. Nu mai ești așa misterioasă și mi-ai spus. Sinceră să fiu, mi era dor de o noapte cu Claudiu. Oricum, era clar că s-a întâmplat ceva între noi, dar voiam să mai țin așa un pic pe Ana, pe jar. Mă bucur foarte tare pentru Simona. Sper că de data asta chiar l-a nimerit. Și cum, ați început să vă faceți planuri împreună? Cum vă vedeți în viitor? Sincer, da, eu cred că lucrurile merg în direcția bună. N-am niciun motiv să nu cred asta. Sper. Adică totul se derulează așa, știi, pe repede înainte. Cumva, știi că noi femeile avem tenta asta. Dacă lucrurile se derulează prea repede, suntem suspicioase că se consumă prea repede. Dar până la urmă, îți dai seama că noi, în teorie și până la urmă și în practic, noi ne știam dinainte, adică noi ne-am reîntâlnit acum. Nu e ca și cum e un străin cu care eu chiar de la 0-0. Totuși, știe despre mine lucruri, știu despre lucruri. Faptul că în timp ne-am mai schimbat și că s-au mai schimbat lucruri este adevărat. Dar în esență suntem aceiași oameni. Simona simte că și-a găsit în sfârșit fericirea, iar întâlnirile cu Claudiu din zilele următoare par să-i confirme acest sentiment. Oh, dar ce încărcat ai venit! Cum să nu? Puteam să vin cu mâna goală? Ai încuiat ușa după mine? Da, de ce? Și sus și jos? Da. Sigur? Da. Nu de alta, dar am văzut vreo 3 vecini care au deschis ușile după mine, au simțit mirosul de pizza, este fierbinte. Nu-te de aici, că m-ai și speriat. Hai, ia o un loc. O să pun aici pe masă. Da. E fierbinte pizza, ce zici? N-ai vrea să ne băgăm în ea? Eu zic să mai așteptăm puțin pentru că o să ne ardem. Nu mă zici rău deloc. Dar asta mai târziu după film și floricele. După film și floricele? Mm-hmm. Ok, bine.
O să mâncăm mai târziu pizza atunci. Claudiu nu și-a pierdut deloc șarmul și frumusețea din timpul liceului. Cred că asta m-a făcut să mă reîndrăgostesc acum de el. Și? După film și floricele, bănuiesc că rămâi aici, nu? Nu-mi zic că ai ceva de făcut. Sau că pleci. Ba da, trebuie să plec, îmi pare rău. Trebuie să mă duc până la mașină să-mi iau trollerul și să-l aduc aici. Troller? Ce troller? Troller cu haine. Aha, nu cred! Ba te da. Muți la mine? Nu ți-am promis? Tu-ți dai seama dacă ți-aduci trollerul ăla cu haine, că nu mai scap de aici, adică ești conștient, nu? Cred că ar trebui să mergem să îmi iau și celelalte lucruri de la mine pentru că vreau să închiriez apartamentul. Vai, deci nu pot să ce cred! Ce ai spune de asta? Da! Mă bag! Îmi vine să urlu de fericire. Sunt cea mai fericită femeie din univers. Simona este tot ce-mi trebuie mie în viață. Este o fire caldă, calmă și are foarte, foarte multe calități. Știi cât de fericită sunt? Cât de fericită ești? Extraordinar de fericită și... Of, te iubesc atât de mult! Niciodată mai mult decât mine. Am fluturi în stomac, ca în liceu, știi? Să nu exagerăm cu fluturii din stomac. Sigur nu ți-e foame? Mi-e și foame, dar am fluturași din cauza ta. Eu cred că sunt 50% fluturi de iubire și de restul 50% îți este foame. 50% fluturi de iubire și 50% fluturi de miros de pizza, nu? Posibil. Chiar îmi doresc să-mi fac un viitor alături de Simona. Aici, în casa aceasta și cu o grămadă de copii în jurul nostru. Claudiu mă face foarte fericită și mi-a spus că mă duce și în fața altarului. Ce pot să-mi doresc mai mult? Claudiu, eu zic să nu te joci cu focul. Că într-o lună de zile mă văd și măritată și cu un copil. Păi, văd că îți lipsește ceva aici și pe lângă asta o să mai avem și rate la bancă. Rate? A, apropo de treaba asta, ai rate la bancă? Că nu te iau dacă ai rate. Absolut niciuna. Nici la mașină și nici la casă. Bravo. Uite, vezi? Tu? Asta urma să-ți spun că, uite, vezi, căsuța asta este a mea. Nu am nicio rată, nu am nimic. A, nu asta ai vrut să spui. A, bine. Pentru este că apartamentul și... o să-l băgăm în chirie și atunci o să fim super fericiți împreună. Bine, a noastră. A noastră, ok. Acum mâncăm, că nu mai pot de foame. Da, hai că nu mai pot, abia așteptăm să miros pizza aia. De-abia aștept să ne mutăm împreună, să profităm de fiecare secundă și să fim fericiți, pentru că altfel vom pierde o grămadă de timp stând separați. Pe cât de mult dorește Simona să devină soție, pe atât de mult își dorește Claudiu să își refacă viața de cuplu. Însă nu toată lumea este de acord cu decizia luată de cei doi. Asta pentru că, în plină mutare, Claudiu are parte de o întâlnire neașteptată. Laura? Ce faci, mai drăgăstosule? Cu ce ocazie pe aici? Așa repede mă iei, stai puțin! Suntem divorțați. Așa și? Păi și de ce ai venit aici, la mine? Păi, nu știu, urlă așa internetul de voi, de tine și noua ta gagicuță. Cum deschid și o rețea de socializare, bum, poze cu tine și cu ea. Și nu voi să-mi refac viața? Crezi că mă oferesc de cineva sau s-a întâmplat ceva? Noi suntem divorțați. Da, știu asta. Ce spune mamelul tău de noua gagicuță, noua este achiziție? Este strict problema noastră. Înțelegi? Pe tine nu te mai privește. E foarte mândră, cred că, de tine, nu? Adică, na... Astea a lăsat-o niște... pe fraiera aia, adică pe mine, și acum a luat-o pe alta. Uite-o și pe asta, a apucat-o gelozia. Ce-o fi atât de greu de înțeles că o iubesc pe Simona? Astea sunt niște chestii care nu te privesc pe tine, sincer să fiu. Înțelegi? Nu știu de ce ai venit aici, care este motivul. Atât timp cât noi am fost împreună și căsătoriți și avem și un copil, culmea. Ok. Mă gândesc că, na, e bine să ne mai vedem din când în când. Ok, am stabilit de la bun început că vorbim strict ce ține de copil, nimic altceva. Bine, nici asta nu prea mai faci. Noastră? Hai să nu ne grăbim, mergem până acolo. Tu, cum ești, ce faci? Cu... Bine, mulțumesc, nu, dar achiziție, repet. Sunt foarte șocat de tine. Ești foarte mândru, așa e? Că văd că nu, nu sunt foarte ce mândru. Faci, tot, pe unde mergi, numai poze, poze și poze cu ea. Desigur, îmi place foarte mult de ea. Pe la... De ce mă tot întreb de mama? Prieten pe la... A, nu știu, întreb așa pentru un prieten. Bă, nu știu, să mă aflu și așa întreabă, să văd dacă m-a uitat și pe mine, că tu văd că oricum m-ai uitat. Chiar aș vrea să ne mai acordăm o șansă. Am trăit câțiva ani fericiți, mai ales că avem și fetița la mijloc
Eu cred că merită. Laura a avut șansa ei. N-a știut să mă țină lângă ea, m-a ignorat atâta vreme și acum uite că s-a întors roata. Ea mă caută. Dar stai puțin, nu pleca. Vreau să mai povestim puțin. Ce te grăbești așa? Ce aș putea să aud din gura unei femei nebune? Ah, bineînțeles, acum sunt și nebună. Ți-ai făcut treaba cu mine și la revedere, da? Nu mai însemn nimic, nu mai contez, nu mai... Știți cu victimizările astea? A, Laurica, ești viața mea, tot restul vieții o să mi-l petrec cu tine. Ok, Laura, spune și mie, ce sunt victimizările astea? Cu ce te ajută în această secundă? Poate că și eu am nevoie de afecțiune, da? Cum ai și tu. Ok, atât timp cât ai avut-o atunci, nu ai știut să o apreciezi. Acum? Da, numai eu sunt de vină. Într-o relație sunt doi implicați, nu doar unul, da? Ok, sunt doi implicați, doar că singurul care a fost implicat în relația noastră am fost eu. Că mi-ai făcut un copil, a fost un dar din partea lui Dumnezeu. Eu l-am făcut? A, eu l-am născut, dar nu l-am făcut eu. Da, tu l-ai născut. Tu l-ai născut, l-am făcut împreună, într-o perioadă în care era totul roz și frumos. Doar vezi că după, mai ai puțin creier. Doar că după nașterea fetiței, la un an de zile te-ai schimbat total. Nu te mai recunosc. De asta suntem aici, în această situație. Dacă nu-și făcea iubită, îl lăsam în pace. Dar chestia asta mă enervează foarte tare și nu vreau să-l văd fericit. Hai, nu te mai victimiza și spune-mi ce vrei. Ok, bine, nu ai nimic de zis. Vreau să ne iubim. Laura, încetează. Suntem divorțați, nu mai are rost să pronunți... Soț și soție, ei de obicei se iubesc. Ok, tu suntem divorțați. Suntem divorțați, am fost soț și soție. În fața lui Dumnezeu nu suntem. Noi când am făcut legământul acela, rămâne pe veci. Ok, legământul rămâne pe veci, dar asta înseamnă că... pentru mine foaia de divorț contează? Ce a fost de importanță majoră a fost în fața lui Dumnezeu. Amin, s-a terminat. Între noi nu mai este absolut nimic. Eu ținem legătura doar pentru fetița noastră și atât. Cu asta, nu pentru că Dumnezeu e sus și vede, da? Dacă nu era Duduia aia, care i-a sucit mințile, se pare, Claudiu sigur era din nou al meu. Și, bineînțeles, am fi fost o familie fericită. Nu înțeleg ce ți se pare atât de ciudat, având în vedere că și acum câteva luni, când ne-am iubit, erai tot divorțat. Draga mea, hai să spun ceva. Acum câteva luni eram puțin băut. Înțelegi? A fost ceva de comun acord. De data asta nu mai era absolut niciun sens. S-a terminat între noi, îmi pare rău. De aici încolo o să te rog să-ți vezi de viața ta și ținem legătura doar pentru copil. Îmi pare rău. Îți mulțumesc frumos pentru tot. Să ai o viață frumoasă și fericită. Nu te deranjează că ții mâna pe mine acum? Să mă deranjeze că țin mâna pe tine? Da, că văd că tot te apropii așa ușor, ușor. Tu ai venit să pui mâna pe mine tu, prima dată. Tu că vrei să ne iubim, recunoaște. Eu? De unde știi tu asta? Sau de unde simți tu asta? De unde ai dedus tu lucrurile acestea? Spune-mi și mie, te rog. În fine, hai să zicem la treburi mai serioase, că văd că nu o duc nicăieri cu tine. Am probleme cu cea mică. Simt că se răcește de mine și, nu știu, parcă nu mai e ce trebuie. Chiar nu mai îmi pasă ce-și dorește Laura de la mine. Discuțiile noastre se vor rezuma doar la copil și atât. De ce este neliniștită? Pentru că mami și tati nu se mai iubesc? Nu fi porc. Nu mai răni încă o dată. Nu te rănesc și nu te-am rănit absolut niciodată. Mă e așa și la Caterinca. Eu? Ți se pare normal să vii aici, la mine? Bun, Claudiu, hai că deja ne-am lungit. Eu ți-am spus de ce am venit la tine. De ce? În ce ordine? Ce plan vrei acum? Am treabă. Și mâine? Și mâine, și pui mâine, și răspui mâine, și oricând o să mă întreb tu dacă sunt disponibil. O să am treabă. Bine, să înțeleg că te vei iubi cu noua ta gagicuță, dar stai liniștit că am să-ți trimit o poză cu mine, foarte faină, sexy, da? Și să ai la ce să te gândești. Ok, am o idee mai bună. Ce-ar fi să-ți trimit o poză cu noi doi și să pui la capul patului ca să nu dormi singurică noaptea? Să-ți țin de urât în permanență. Ești porc în continuare. Nu sunt porc. La revedere, o zi bună. N-am avut noroc de data asta. Dar dacă dă aia greș cu ceva, se întoarce ca un mielușel la mine. Dacă ați ști cât de rău îmi pare, nu mai sunt om din ziua accidentului. Numai la asta mă gândesc în fiecare zi. Tu trebuie să-i ridici moralul și să fii puternică. Eu sunt lângă tine, să știi, și o să depășim momentul ăsta cu bine. Ai încredere. Mulțumesc. Ai nevoie de răbdare. Imaginează-ți că nu e chiar atât de ușor. Toată lumea spune că o să fie bine, că o să fie bine, dar nimeni și nimic nu este aici, în locul meu. O să vin toată familia lângă tine. Și o să fie bine, să vezi. Trebuie să zâmbești din nou, nu? Claudiu înțelege că nu mai avem bani, nu ne mai descurcăm, nu știu ce faci, cu cine vorbești, ce economie ai tu, mie dar îmi dai bani. Dar tu nu vezi că eu nu pot să mă deplasez, nu pot să mă ridic de aici? Văd, ți se pare normal? Dar nu mă cum interesează. Cum poți să vii aici, în această situație, și să-mi spui că nu mai aveți bani?
Claudiu este foarte sigur că Laura aparține trecutului și că doar Simona va mai avea loc în sufletul lui. Mai ales că fosta lui soție nu a fost deloc agreată de mama bărbatului, destul de implicată în viața acestuia. Hello! Ei, să rămână, mama! Ce faci, mama? Să trăiești! Bine, tu ce faci? Ce să fac? Uite, am fost după cumpărături și... Îți pun și ție o cafea? Tocmai ce-am făcut-o. Pune, mamă, și da? Puțin. Da. Dar nu, multă, imediat. Că am mai băut una. Stai. Am făcut-o tare, să știi cum o fac eu de obicei, că mie îmi place fără zahăr. Fără zahăr, așa îmi place și mie, nu știi? Mă bucur. Să pui puțină, că am mai băut și în oraș. Puțină? Adică ceșcuța asta și încă una, nu? A, atât, atât, mamă, atât, atât. Să trăiești. Întotdeauna mi-a plăcut să stau de vorbă cu mama când am câte o problemă care mă macină. Uite, ți-am cumpărat câte foarte ceva. Bine. Ia-ți și bagă-le la frigider, că ți-am luat și de ceva de ronță aici pentru dimineața, că... sunt acolo bunătăți. Să rămână. Pune-le, pune-le la frigider. Că trebuie să discutăm ceva. Am ceva pe suflet și trebuie să povestim puțin. Măi, nu s-a întâmplat nimic rău, doar că știi cum e când cineva își bagă coada unde nu trebuie? Te-ai încurcat cu vreuna. Ai lăsat pe vreuna gravidă. Nu, nu este cazul de așa ceva, doar că ți-am povestit eu mai de mult de o fostă colegă de-a mea din liceu. Simona, despre care mai spuneai tu? Wow, mă mir că mi-ai ținut minte, da. Păi despre Simona este vorba. Mi-ai povestit cât de cât de ea și de asta știi. Am înțeles. Da, am început să ies cu Simona, a fost totul foarte ok, foarte bine, ne înțelegem așa? Foarte, foarte bine. Doar că... Ai lăsat-o gravidă. Nu. Își bagă altcineva coada și cine, despre cine crezi că este vorba? Să nu îmi spui că este vorba de împelițata aia, Laura. Să n-aud așa ceva. Ba da, fix de aia este vorba. Nu se poate. A ce venit, a făcut? A venit la mine că mă așa. Iubește, că vrea să avem grijă de Denisa împreună, vai. Să ne împăcăm. Vai, auzi vai. Tu la ea, îți vine să crezi? Și tu ai crezut-o? Ce crezi? Păi tu trebuie să-mi spui. Păi... logică n-am crezut-o. Acum nu mai este ca pe vremea noastră. Înainte erau mai puține divorțuri. Eu îl înțeleg pe fiul meu. N-are cum să stea cu o zripțuraică în casă. E clar. Foarte bine. Este foarte geloasă. Mi-a spus că a văzut peste tot poze cu noi, adică cu mine și cu Simona, pe rețelele de socializare și tot așa. A, deci și dintr-o dată a devenit geloasă. Cât am fost singur, un telefon nu a dat. Nu știu, mamă, ce ai vorbit cu ea. Dar mie să-i spui să-l răspundă la telefon. Eu vreau să-mi văd nepoata. Ori să mă duc eu la ea, ori să vină ea la mine cu fate. Eu vreau să văd nepoata. Mi-e milă de Denisa că stă fără tatăl său. Însă decât să-i vadă mereu certându-se, mai bine așa. Auzi, până la urma urmei, ce vrea ea de la tine? Bani. De ce a venit? Bani. Dar bani? Pe lângă bani, ce crezi că vrea? Care crezi că era pretextul? Banii, banii. Care crezi că era pretextul? Care era? Nu, a vrut așa, să-mi spună că vrea să ne iubim, că vrea să ne creștem copilul împreună și nu așa mai se departe. Poate. Nu se, dar până acum de ce nu te-a căutat? Pentru că nu a avut motiv să fie geloasă. Și imediat cum a văzut pozele cu Simona, mamă, nu s-a te schimbat iubește. Situația. Să-ți fie foarte clar, nu te iubește și eu nu vreau în viața noastră. Să fie clar, nu vreau să mai mi-aduc atâta necazuri. Puturoasă este, mincinoasă este... De iubit nu te iubește, decât banii ți-a iubit, băiatule. Decât banii ți-a iubit. Da, eu nu mai vreau în viața noastră, clar. Uite, după atâta timp cât am fost împreună și faptul că avem și un copil, mă face să mă gândesc puțin și rămâne între noi, ca de la mamă la fiu, m-a răscolit puțin. Indiferent cât de dur am putut să par eu, chiar m-a răscolit. Atât de șmecher a fost să te facă să înțelegi că te iubește. Nu pot să cred așa ceva, eu nu pot să cred ce am crescut. Chiar dacă nu îmi spune ce să fac și încotro să o apuc, are un fel de a mă sfătui și reușește să mă liniștească de fiecare dată. Cu ajutorul ei iau cele mai bune decizii. Claudiu, gândește-te foarte bine. Ea e șmecheră, știi foarte bine că îi plac banii. Atât. Să știi că mie îmi place de Simona. Și din suflet, o spun că îmi place de Simona. Și mie îmi place de Simona și nu aș mai vrea să renunț încă o dată la ea cum am făcut în liceu. Să nu renunți la Simona. Eu pe asta nu mai vreau. Să fie clar că nu mai vreau. Dacă vrei să am un atac de cor, n-ai decât să o aduci în casă din nou. Eu nu vreau decât să-mi văd nepoata. Lasă că am eu grijă de nepoată, să-i dau tot ce trebuie, să nu-i lipsească nimic. Încurajat de mamă, Claudiu simte că a luat decizia potrivită pentru viața lui. Iar acum, tot ce își dorește este să își pregătească un trai liniștit și confortabil alături de Simona.
Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Vă rog! Ne-ar interesa o canapea, un pat, ce aveți așa mai special? Lucrați cu un designer? Aveți un proiect sau ați venit să vă consiliem noi? Am venit să ne consiliați dumneavoastră. Da? Deci noi lucrăm la comandă, vă uitați aici. Okay. În general lucrăm cu materiale mai deosebite. Am înțeles. Sau în funcție de buget. Dar în general o să găsiți catifele de calitate. Ok. Și dimensiunile faceți cum doriți dumneavoastră. Vă uitați și după aceea vă aștept în birou. Am înțeles. Da? Se pot face și pe comandă? Sigur că da. Deci la comandă înseamnă nu doar mai mică sau mai mare, ci făcută după proiectul pe care îl aveți. Ce zici, iubirea mea, de data asta poți să-ți faci? Tu ai ales showroom-ul? Da. Am venit la o recomandare, deci nu știu cum să spun, aici poți să-ți faci tot ceea ce-ți dorești. Deci poți să-mi fac de cap și poți să-ți schimb toată casa? Exact, tot, absolut tot poți să schimbi. Vă așezați, vă stabiliți confortul în care vreți să stați, că o canapea poate fi mai moale, mai tare, mai adâncă, mai puțin adâncă, adică o facem cum vreți dumneavoastră. Am înțeles, perfect, mulțumim. Da? O să aruncăm o, da? O să aruncăm o privire și când terminăm venim la dumneavoastră. Ok, okay. Mulțumim. Bine, succes. Dacă am ajuns deja să ne gândim cum să redecorăm casa, eu cred că suntem pe drumul cel bun. Ne iubim și nu mai am niciun dubiu. Și? Îți place? Da, e superbă! Hai, ia un loc, ia un loc! Mă primești și pe mine lângă tine? Da. Ia să vedem! Mai ales dacă plătești tu canapeaua asta, te s-o primesc! Eu? Da? Păi de ce să o primesc eu? Poți să te sufoc? Îmi dai voie? Nu! De ce? Ia zi-mi! Hai să lăsăm glumițele! Ia spune-mi! Zi-mi, devine cum stai? Interesant. Cum stai cu închirierea apartamentului? Sincer, am avut câteva vizionări până acum, doar că sâmbătă, ca niciodată, am full toată ziua de dimineață, de la 10 până seara. Serios? Da. Ce mă bucur, atât de repede te-ai mișcat? Teoretic, practic să vedem dacă o să vină niște clienți corespunzători, pentru că nu vreau să închiriez apartamentul oricui, știi câți bani am băgat în el până acum da, și... Da, știu, e normal. Nu are sens să-l distrugă cineva, știi? Sunt topit după Simona, îmi doresc din tot sufletul ca relația noastră să evolueze atât de mult încât să ajungem să ne căsătorim. Oricum, eu mă bucur că te-ai mișcat atât de repede, sunt plăcut surprinsă, adică nu mă așteptam să-mi spui că într-o săptămână deja gata, ai și vizionări și posibil clienți, doamne, dar nefericită! Trebuie să ne descurcăm în orice situație, nu? Superb. Dar zi-mi cum facem cu patul. Trebuie să schimbăm patul. Neapărat! Mergem să ne uităm și dăm pat? Hai! Hai să ne uităm și din pat. Alegerea canapelei a fost ușoară, cum ușoare trebuie să fie și celelalte alegeri. Știți de ce? Pentru că atunci când iubești pe cineva, vrei să-l faci fericit, iar disensiunile apar destul de rar spre deloc. Vai, gata! Ăsta este patul nostru! Nu mai vreau să văd altceva, s-a votat! Doamne, uite cât chiar este super. Foarte, foarte frumos! Uite ce detalii fine, doamne, ce ornamente superbe! Deci, știi că am investit foarte mult în nuanța, apartamentul meu, dar așa pat nu am. Nuanța aceasta merge foarte bine cu dulapul pe care l-a comandat. Doamne, merge cu orice! Deci este perfect! Sunt foarte fericită și încântată în aceeași măsură că iubitul meu are aceleași gusturi și este mereu de acord cu mine. Eu cred că o să formăm o familie excelentă. Și știi cu ce ar mai merge patul ăsta? Cu ce? Cu noi doi! Cu noi doi? Nu este o idee rea. Ce părere ai de blănița aceasta? Doamne, abia aștept să mi-o trec așa pe picioare. Deci, okay. Am o idee cum ar fi după să mergem la un magazin să cumpărăm o blăniță. Ce zici? Ar fi frumos? Da. Da? Ok. Bun, perfect, s-a stabilit. Tot așa o blăniță de culoarea aceasta? Vino, vino să... Să-l probăm? Da. Cum vrei să-l probăm? Ia spune tu. Nu știu cum... Îți place mult patul? Da. Cât de mult? Foarte mult. Foarte încât mult? Îmi doresc să-l schimbăm. Să-l schimbăm pe acesta sau pe al nostru? Păi, tu crezi că eu vreodată o să ajung în patul în care ai fost cu fosta ta soție? Niciodată. Tocmai pentru asta o să vin să mă pun aici lângă tine. Și ar fi cazul să vii să mă iubești puțin pentru că sunt foarte, foarte obosit și nu mai rezist sub absolut nicio formă. Așa e, așa e. Când cheltui mulți bani obosești. E greu, e greu să fii și bogat, nu? Adică... Noi nu sunt chiar atât de bogat, dar dacă te am pe tine și o să te am pe tine toată viața, o să fiu cel mai bogat om. În afară de fiica mea, nu mi s-a întâmplat nimic bun. Acum că am regăsit-o pe Simona, încep să fiu fericit din nou. Ce vrăjeală ai în tine? Eu am o vrăjeală? N-am absolut nicio vrăjeală. Știi foarte bine că cu această vrăjeală te-am cucerit și liceu. Da? Nu? Și cât ai mai cucerit cu această vrăjeală? Pe absolut niciuna.
Iară, a doua vrăjeală, ci este vrăjeală la pătrat deja. Da, dar uite că această vrăjeală a ținut peste atâți ani și după atât timp am reușit să ne revedem și să fim ok, sper să fim ok. Îmi doresc să fim ok din tot sufletul meu. S-a votat, da? Luăm patul acesta? Da. Credeam că nu o să pot să mai am vreodată încredere în vreo femeie. Asta până în secunda în care am văzut că am primit o cerere de prietenie pe Facebook de la Simona. Simona și Claudiu sunt foarte fericiți și mulțumiți că s-au regăsit după atâți ani. Iar acum amândoi parcă se grăbesc să formeze o familie. Însă, dacă în prima fază soarta a fost bună cu ei, acum îi pune la grea încercare. Când toate mergeau foarte bine, Claudiu a fost implicat într-un accident de circulație, iar urmările sunt destul de serioase. Oh, tu erai. Bine ai venit, Simona. Să rămână. Bine ai venit, mamă. Bine v-am găsit. Hai, intră pe Iule, descalță-te și intră acasă. Ce face? Cum se simte? N-aș putea să mă pronunța. Așa, așa, așa. Cu medicii? Ce s-a discutat? S-au discutat că ar avea șanse, dar trebuie să aibă răbdare. A vorbit taică-sul cu un medic bun. Așa. De la noi și a spus că are șanse, dar... Mă doare sufletul, nu știu ce să spun. Pe Simona am mai întâlnit-o de câteva ori în fața la spital, unde a fost Claudiu internat. Și nu credeți că totuși ar fi mai bine să ne interesăm și în afara țării? De un plan de tratament mult mai bun, totuși? Nu este nevoie că avem medici aici foarte buni. Chiar a luat legătura cu un medic extraordinar de bun. Ce-i face aici, ce-i face și în afară. Nu contest asta, însă să facem o încercare, nu zic că ar fi greșit. Acum, noastră știți nu, mai Simona, bine. Nu, Simona, lasă așa, că așa e bine. Claudiu n-a fost de acord să fie vizitat de nimeni decât de mine și de tatăl său. Așa că le-a spus medicilor să nu permită nimănui să-l viziteze. Dacă ați ști cât de rău îmi pare, nu mai sunt om din ziua accidentului. Numai la asta mă gândesc în fiecare zi. Eu nu mai am cuvinte. Vreau să spun că trebuie să fim noi puternice, să putem trece pe asta și să-l încurajăm, să nu ne vadă că plânge. Așa e. Trebuie să ne abținem. Noi trebuie să ne fim lui alături, o să se facă Claudiu bine. Mie îmi place foarte mult de Simona, dar cum să te mai bucur în așa condiții? Și ce face acum? Cum se simte? Mai este nervos sau a acceptat ideea că momentan este în situația în care e și cu răbdare se va rezolva? Încet, încet încearcă să se obișnuiască cu ideea, chiar dacă suferă, nu prea mi-arată, iar eu nu-i arăt în totalitate cât de mult sufăr. Și o să fie bine pe parcurs pe viitor. Noi trebuie să fim, să vorbim cu el, să glumim cu el și să nu încerci să plângi în fața lui. Eu noaptea mă trezesc și plâng. În fața lui nu trebuie să plânge, să ne vadă cu ochii lăcrimați. Am foarte mari emoții, pentru că este prima dată când îl văd pe Claudiu după accident. Doar ne-am auzit la telefon până acum. Bună! Bună! Ce face iubirea mea din liceu? Bine, iubirea mea din liceu ce face? Am venit să te văd și poate să te mai îmbunezi puțin. Să mă îmbunezi? Da, vreau să-ți ridic moralul puțin. Ce faci tu? Cum te simți? Aș putea să spun că am avut zile și mai bune de atât, dar cu ajutorul lui Dumnezeu sper să mă refac cât mai repede posibil. Urma să-și închirieze apartamentul și să ne mutăm împreună. Și deodată toate visele noastre s-au năruit. Eu sunt lângă tine, să știi, și o să depășim momentul ăsta cu bine. Ai încredere. Mulțumesc. Ai nevoie de răbdare. Oricum afară este o lume nebună. Sincer. Știu. Nu ai nimic de pierdut. Stai să te odihnești. Imaginează-ți că nu e chiar atât de ușor. Toată lumea îmi spune că o să fie bine, că o să fie bine, dar nimeni și nimic nu este aici, în locul meu. Te cred și te înțeleg, însă... Dacă nu te setezi tu, mental, nu te văd bine. Hai să strângem din dinți și să facem cumva, să-ți revii cât mai repede. O iubesc atât de mult pe Simona, dar nu știu dacă pot să trăiesc cu gândul că nu o pot face fericită. Aveam foarte multe planuri și vise, vacanțe, să călătorim cu mașina prin Europa. Acum am rămas însă doar cu o speranță. Numai Dumnezeu știe ce este în sufletul meu. Sunt aici. Îmi promiți? Da, și uite, în sfârșit pot să te văd, pentru că la spital nu ți-ai dorit tu acest lucru. Nu am putut să vin să te văd. Și știi foarte bine, de aceea am dat și telefonul mamei tale, ca să ne putem vedea pe video măcar. Îți dai seama că
nu am avut starea și dispoziția necesară ca să pot să stau pe telefon. Chiar mi-a fost foarte greu. Dar operația a reușit, a fost foarte bine. Acum trebuie doar să lupt cu mine și să mă recuperez cât mai rapid. Hai să spun ceva să te înveselesc. Să știi că arăți mult mai bine în realitate decât în pozele din spital. Da, îți mulțumesc frumos. Da. Îți mulțumesc. Mai devreme sau mai târziu, Simona va claca. Pentru că nu este ușor să stai cu cineva care a rămas cu sechele sau care urmează să se refacă după un accident. Să știi că am să vin să te vizitez în fiecare zi. Lasă promisiunile. Nu de alta, dar nu aș vrea să regrez după. Poftim? Ce să regret? Eu te iubesc. Ce să regret? Sunt aici. Accidentul ți-a afectat și memoria sau ai nevoie să o reîmprospătez eu? Memoria este foarte ok, doar că am impresia că aș avea nevoie de altceva pe care trebuie să le reîmprospătezi. Nebunule. Chiar dacă Simona mă iubește, dacă starea mea de sănătate se va înrăutăți, dragostea o să dispară. Simona i-a promis lui Claudiu că îi va fi alături, însă Claudiu este sceptic. Oare va avea Simona puterea să îi rămână aproape când viitorul este incert? Dragă Ana, sunt atât de necăjită și am atât de multe lucruri să-ți spun. Hai să luăm un loc aici pe banca asta și să vorbim. Situația cu Claudiu, să știi că nu este pe roze. În urma accidentului s-au schimbat destul de multe lucruri. Și sinceră să fiu, sunt foarte temătoare pentru că m-am dus la el, l-am vizitat, era atât de trist. Când credeam cu toții că pe Simona a lovit o fericire, s-a întâmplat o mare nenorocire. Pe Claudiu l-a lovit un prost cu mașina și le-a distrus viața. Aveam atâtea planuri. Voiam să mergem în vacanțe, să ne petrecem timp împreună, să facem atât de multe lucruri frumoase și unde mai pui că urma să ne mutăm împreună. Și a venit nenorocirea asta peste noi. Dar ai zis că nu este vina lui, parcă, nu? Nu, nu este vina lui. El mergea regulamentar și cineva a intrat în el și amândouă mașinile s-au făcut praf, adică daună totală, dar gândește-te că mă bate Dumnezeu acum dacă vorbesc cu păcat și spun, a, ok, omul are o problemă și o să-l părăsesc, dar în același timp mă gândesc și la mine. Ce o să fac? Ce o să fac cu el în situația asta? Pentru că stai seama că, ok, o lună, două, trei, un an, jumătate de an, poate își revine în urma recuperării, poate o să fie bine, dar până atunci, gândește-te că am și nevoie de un om întreg lângă mine. Am nevoie de afecțiune, am nevoie de atenție. Aveam atâtea planuri. De când s-a întâmplat necazul cu accidentul lui Claudiu, sunt aeriană. Efectiv, nu pot să mă mai concentrez la nimic. Nici la muncă, nici la treburile zilnice. Gândul stă doar la el. Chiar înțeleg acum pe Simona că este cu moralul la pământ, dar trebuie să fie tare, să lupte pentru iubirea lor. Gândește-te cum o să fie. Eu, în loc să împing la căruciorul cu copilul nostru, o să împing căruciorul cu el. O femeie, gândește-te că încă nu e totul terminat. Încă n-ai împins la cărucior nici măcar un metru. Gândește-te că alți oameni împing la cărucioare de ani de zile. E ce să mai zică? Situația încă nu este terminată. Tu poți să ai o atitudine pozitivă spre el și să-i ridici moralul și zic că totul va fi bine. Da, m-am gândit și la asta. Nu vreau să par egoistă. Ți-am spus și mai devreme. Nu vreau să par egoistă și să îl las pur și simplu la necaz. Bineînțeles că nu o să-l lași la necaz, mai ales că tu ți-ai dorit de atâta timp să fii cu el. Tu trebuie să-i ridici moralul și să fii puternică. Pentru el, pentru voi, pentru viitorul vostru, mai ales că ți-e place foarte mult de el și o zic să-l lupți. N-are rost să renunți la el doar pentru că are o problemă. În timp, el se va vindeca, nu va rămâne așa veșnic. Nu se știe cât va dura recuperarea, dacă va fi de lungă durată, dacă va fi 100% sau parțială. Asta va rămâne de văzut. Cum am ajuns în situația asta și de ce atunci când am început în sfârșit să fiu fericită, a venit nenorocirea asta peste mine? Stai liniște, cu ce am greșit? Totul o să fie bine. N-ai greșit cu nimic, totul o să fie bine, o să se rezolve, o să vezi. Dacă el se ține de recuperare, o să-și revină, nu o să rămână așa la nesfârșit. Aveam atâtea planuri. Trebuie să fii mai pozitivă și să vezi partea bună a lucrurilor. Gândește-te, dacă era, nu știu, în altă parte acum, dacă era mai rău, dacă te duceai acum la cimitir în loc să te duci la spital, la el,
și el și tu ar trebui să vedeți partea bună a lucrurilor. Tu chiar vrei să mă faci să mor de plâns, nu? Nu, vreau să te fac să înțelegi că nu e atât de rău situația pe cum pare. Gândește-te că este bine. Dacă merge la spital și face terapie, el o să-și revină. Sper din tot sufletul. O să fie bine, o să vezi. În momentul de față, avem nevoie de multă răbdare, de multă compasiune și o minune, ca iubitul meu să-și revină. Într-adevăr, este nevoie de o minune și de multă răbdare și speranță. Cu toată priceperea lor, uneori medicii nu pot face minuni peste noapte. Domnul doctor, am venit cu sufletul deschis. Și eu și fiul meu să vă întrebăm cum stau lucrurile. Care este situația de față și... Doamnă, n-a fost ușoară toată povestea. Dar pot să vă spun că operația a reușit din plin. Mulțumim mult de tot. Asta e vestea bună. Există și o parte a doua. Recuperarea. Postoperatorii. Ce înseamnă recuperare? Cât timp trebuie să fac recuperare? Un an, doi? E greu de prevăzut de la început cât va dura. Dar ce pot să vă spun e că va fi o perioadă lungă de timp. Un an, doi? Deci e sau vorba de câțiva ani. Claudiu are câteva leziuni la coloană. Dar în experiența mea am văzut multe cazuri. Și au fost situații mai grave în care pacientul și-a revenit. Parcă nu-mi vine să cred că mai am șanse să duc o viață normală. Întrebarea mea este, o să-mi revin complet după recuperare? Da, sunt șanse mari, foarte mari, ca să-ți revii complet. Domnul doctor. Doar că e multă, multă muncă și psihicul trebuie ținut în toată perioada asta. Adică nu trebuie niciodată să renunți. Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunile și o să se facă bine, știam eu. Nu trebuie să existe, nu pot, nu vreau. În mintea ta trebuie să fie singurul țel rezolvarea problemei, recuperare totală. Știu ce spuneți, dar vă dați seama că după toate momentele frumoase pe care le-am avut în viață, acum să ajung aici într-un scaun cu rotile. Voi fi după lângă tine, mamă, nu-ți face probleme. Voi fi alături de tine. E normal că împățim o traumă, mamă, de genul ăsta, psihicul cade. Dar trebuie să te mobilizezi. Deci asta e singura șansă. O să încerc. Deci, psihicul e cel care te poate ajuta să faci treburile astea susținut, să fii convins în primul rând că trebuie și că vei putea face. Important este că domnul doctor ne asigură că recuperarea va fi cu o mare reușită. Îmi doresc din tot sufletul. Și trebuie să avem răbdare. Nu, nu ești singur, Dumnezeu, mamă. Nu ești singur. Dumnezeu poate să rezolve. Dumnezeu și gândirea noastră pozitivă și iar eu o să-ți fiu ție alături și hai să vezi, mamă, că o să fie bine. Mai bine mi se întâmpla mie decât băiatului meu, că este foarte tânăr. Are toată viața înainte. Recuperarea trebuie începută cât mai repede. Bineînțeles. Trebuie să vă anunț, să vă spun că vor exista niște costuri. Mare parte din cheltuieli vor fi acoperite prin asigurări. Casa de asigurări face treaba asta. Dar, având în vedere că e vorba de un fizioterapeut care se va ocupa numai de tine, vor fi și niște costuri. Nu-mi imaginez. Dar să sperăm că banii nu sunt o problemă și că o să rezolvăm. Important e să-mi revin. Asta e singurul lucru, asta e cel mai important. Nu-mi place deloc situația în care mă aflu. Nu știu dacă dumneavoastră ați putea să vă puneți în locul meu. Nu vă doresc să fiți în locul meu. Zilnic, tot felul de situații, tot felul de cazuri. Și am văzut multe. Dar în cele mai multe cazuri rezultatele au fost bune. Nici nu știu dacă este bine să-mi pun atâtea speranțe, pentru că tare frică mi este să nu fiu dezamăgit. O să fim toată familia lângă tine. Și o să fie bine, ai să vezi. Trebuie să zâmbești din nou, nu? Hai să vezi că o să trece. Greu, dar o să trece. O să vedem cum o să facem. Important să e că operația a fost reușită. Da, domnul doctor ne asigură recuperarea, chiar dacă durează 100%. Reușită. Vă mulțumim din suflet. Dacă recuperarea este 100%, nu trebuie să mai pui la suflet nimic. Chiar dacă toată lumea este alături de mine și mă încurajează, din păcate, aici în scaunul cu rotile, lupta o duc singur.
Claudiu are speranțe, dar nu este foarte ușor. Toate planurile pe care și le-a făcut cu Simona au devenit acum nesigure și în plus trecutul îi revine în viață când nu pare să aibă nevoie de el. Da? Bună, măi, armăsarule! Bună? Cum ai intrat aici? La fel de surprins a fost și mama ta când m-a văzut. Mai e cheile? Mama ta mi-a răspuns. Ah, m-am liniștit. Este ok. Credeam că ai probleme doar de la trunchi în jos, nu și la cap. Dar mă rog, no, ok. Aici n-am avut niciodată probleme, stau foarte bine. Dar și aici o să mă recuperez, ușor, ușor. Bine, spune-mi. Știi că am venit cu treabă, da? Nu vreau să par nici amuzantă, nici, mă rog, în alt fel. Spune-mi, mi-o aduci pe Denisa? Am să-ți aduc fata atunci când o să ne reglăm noi doi conturile. Și anume, trebuie să fii conștient de faptul că noi nu ne mai descurcăm cu banii. Eu înțeleg că tu ai avut accidentul ăsta, da? Nu contest, se vede, chiar se vede. Dar pe mine mă încurcă foarte mult că nu ne mai dai bani. Ne mai dai banii pe care ni-i dădeai, de fapt. Nu știu de ce am lăsat-o pe Laura să vină să mă vadă. Credeam că vine cu gânduri pașnice, doar că a venit mai mult să-mi creeze o stare de nervi. Ok, spune și mie în această situație cum aș putea să-ți dau eu. Ți se pare că lucrezi? Ți se pare că mi-am revenit ca să pot să mă duc să muncesc, să alerg, să fac tot ce trebuie? Dar tu înțelegi că eu și fata ta, Denisa, noi nu ne mai descurcăm cu banii? Ok, dar tu mă înțelegi și pe mine, pentru că atâta timp v-am susținut. Ok, te înțeleg, dar tu mă înțelegi? Este o perioadă foarte grea și pentru mine, de fapt, în primul rând pentru mine, dar asta nu înseamnă că o să vă las. Mă rog, de tine puțin îmi pasă, dar pe Denisa cu siguranță nu o să o las. O să-ți trimit eventual strict cât este necesar ca să poate să crească într-un mediu ok. Femeia asta vede doar bani, bani și iar bani. Dar este chioară, nu vede că nu pot să lucrez, sunt în această situație. Claudiu înțelege că nu mai avem bani, nu ne mai descurcăm. Nu știu ce faci, cu cine vorbești, ce economie ai tu, mie dar îmi dai bani. Dar tu nu vezi că eu nu pot să mă deplasez, nu pot să mă ridic de aici? Văd, ți se da, pare văd. Normal? Dar nu mă cum interesează. Cum poți să vii aici în această situație și să-mi spui că nu mai aveți bani? Nu ți-e rușine un pic? Nu ne mai descurcăm, îți pasă, e fita. Ok, și eu ce vrei să fac? Am spus că pentru Denisa o să fac tot posibilul să-i dau strict cât are nevoie, momentan, până mă recuperez. Ok, atunci o să-ți vezi fata atât cât vei plăti. Poftim? Ok, atunci o să ne vedem la tribunal. Chiar te rog. Chiar mă rog? Ești invitatul okay, meu. Ok, crede-mă. Da, în această situație o să văd eu cum mă descurc, pot să merg parțial, cu căruciorul, cu ajutor, dar crede-mă că ne vedem la tribunal. Ești invitatul meu. Ok. Claudiu s-a crezut mare crai. Dar ce să vezi? A căzut de pe cracă, iar acum nu mai e nimic. Încă o dată mi-am dat seama ce fel de om ești și eu care credeam că te-ai schimbat. Când? Când? Atunci când ai venit și ai spus că vrei să ne iubim și să avem grijă în continuare de fiica noastră. Încă vreau asta. Încă vrei? Acum fie vorba între noi. Pentru bani și pentru casa maică-sii, m-aș împăca cu el, dar de fațadă. De asta ai venit aici? Că vrei să fii din nou cu mine? Da, de asta sunt aici. Crezi cu adevărat că asta îți dorești? Da, repet, da, de asta sunt aici. Ok, atunci demonstrează-mi. Până la urmă, cât de greu poate să fie să ai grijă de un soț invalid? Angajezi pe cineva să se ocupe de el și gata. Nici măcar n-ai venit să discuți cu mine, mă, femeie! Ești un pic crizată, hai să vedem ce facem! De ce atitudine ai? Mi se pare normal că ai rămas singură. Am discutat de atâtea ori pe acest subiect. Hai să vedem ce facem cu fetița, să o îngrijesc, să am și o grijă de ea, să mai știu că poate ești lăuză, că poate ai luat-o cu capul, că na! De ce vrei să-mi faci atât rău? Nu te înțeleg. Și în pentru secunda că asta și în care tu mi-ai aici făcut mie rău și uite karma cum te întoarce, și domnule! Și secunda asta în da? Care sunt aici. Aha, vrei să faci rău? Tot din cauza ta, gândește-te un pic. Ia gândește-te și multe. Ai creier. Aș fi spus eu mai multe. Măcar doar creierul că ți-a rămas. Nu aș vrea să-mi răutățesc și mai mult situația la tine. Până la urmă, doar tu și Laura știți care este adevărul. Atenție la detalii, domnul meu. Ascultă, fetiță, nu mai stresa tău, băiat. Împotriva cuvântului meu. De asta a întârziat Claudiu. Normal, am fost foarte frumos. Am fost foarte activă în acea noapte cu domnul meu.
poziția Laurei și următoarele ei vizite, care s-au alternat o perioadă cu vizitele Simonei, l-au bulversat pe Claudiu, lucru observat și de mama lui, care, pentru a găsi o rezolvare, le-a cerut tuturor să aibă o discuție. Iată, v-am chemat aici pe amândouă să stabilim un lucru, că tot vă plimbați, când una pe aici, când alta, hai să vă văd. Care dintre voi două o să aveți grijă de mama, fiul meu? Lasă-mă să vorbesc eu mai întâi. Spune-mi și mie, ce caută Laura aici? Văd că ești foarte deranjat de prezența Laurei aici. Da, sunt foarte deranjat de prezența Laurei pentru că nu mi-a fost alături cu absolut nimic de când am avut accident. Și eu sunt foarte deranjată de prezența Laurei aici pentru că, din spusele lui Claudiu, în întâlnirile noastre, mi-a comunicat că nu mai aveți nicio legătură și legătura voastră este strict materială. Atunci cumva e clar că cineva minte, nu? Cumva uiți că avem un copil împreună, pe Denisa. Aveți un copil împreună, dar voi nu mai sunteți împreună. Ok, pot să respect, aveți un copil împreună, dar asta e singurul motiv care vă mai leagă. Ok, mama, de ce ai adus-o pe Laura aici ca să facă circul ăsta? Spune-mi și mie, de ce? N-am făcut nimic până acum, ce circ? De ce fiecare apariție a ta reprezintă un circ și un stres în plus pentru toți membrii familiei mele? Doamnă, de ce ați ajuns să condiționați accesul tatălui, ca să nu mai vorbim de accesul bunicii la propria nepoțică, pentru bani? Cum vine asta? Mă jur că mi se pare amuzant cum să riști toți pe mine, pe bune, adică... Nici măcar la telefon mama, nu răspund să vin. Mama, lasă-mă puțin să vorbesc cu Laura, te rog. Cred cum că adică noi cum doi da? Știm mai bine mai multe lucruri, așa că te rog nu știm frumos, absolut nimic și problema, te rog frumos nu o da din una în alta. Trebuie să clarificăm un aspect care ține de fiica dumneavoastră. Ok, asta vreau să-mi mori și eu. Divorțat. Înțeleg că probabil s-a stabilit un program de vizită, nu? A cine divorțat, nu am divorțat în primul rând. Înaintea accidentului, m-am întors de la magazin și am găsit-o pe Laura, în fața blocului, venind cu pretextul că vrea să ne iubim în continuare, să ne creștem copilul împreună, printre care, lasă-mă puțin să termin și după o să-ți explic și ție. După care, pretextul final a fost că are nevoie de bani. Nu ți-am spus atunci de bani, ți-am spus de fetiță că o simt cum se răcește relația dintre noi două și așa mai departe. Aia a fost discuția. Se răcește din cauza banilor? Pentru mai târziu. Tu să-mi spui de ce eu nu știu că te-a vizitat. De ce? Pentru că nu am vrut să te rănesc și pentru că nu am vrut să stric ceea ce era între noi. Și ceea ce este între noi. Nu era normal să-i spui Simonei adevărul? Adică ai început o relație cu ea. Ba da, doar că nu am vrut să rănesc. V-ați mutat împreună, discutați despre viitor. Nu am vrut să rănesc, am rănit-o și niciodată și nu aș vrea să mai repet aceeași greșeală. Tocmai pentru faptul că ascunzi. Și e mai ok să minți? Adică... Da, bă... Nu am mințit, doar am omis. Atâta vreme cât tu, practic, nu i-ai dat curs invitației fostei tale soții, nu știu cu ce ai fi rănit-o pe actuala ta iubită. Corect. Din contră, era o mostră în plus de sinceritate. A trebuit să-ți ridice un semn de întrebare, doar zică. Laura, te rog frumos, taci. Da, okay. Am venit aici să am ceva de spus. Îți mulțumesc frumos pentru absolut tot. Tocmai mi-a răspuns la întrebare. De ce condiționezi tu accesul tatălui sau a bunicii la propria fiică, respectiv nepoată, de niște bani? Pentru că interesează doar banii, Ernest. Doar bănițe, banii, banii. Este vorba de asta. El știe mai bine. Ce știi încă mai de bine? Când a divorțat de mine. Pentru că a fost un divorț din partea lui, nu din partea amândurora. Da, a fost un divorț din partea mea. Lasă-mă puțin să termin, te rog, și după care o să vorbești tu. Nu a fost cu acordul ambelor părți. Să-ți sune puțin chestia asta în cap. După ce ai născut fetița, un an și jumătate, ne-am înțeles foarte bine. După care, ulterior, ai început să te răcești. Era copilul, avea nevoie de atenție, era copil. Nu, dacă era copilul, asta nu însemna că trebuie să te răcești față de mine și să mă ignor total. Puteai să discuți cu mine. Este o soluție, adică până la urmă... Au urmat niște lucruri foarte dificile, au apărut niște schimbări comportamentale foarte mari. Ai venit din să toate punctele cu mine? De vedere. Nici măcar n-ai venit să discuți cu mine, mă, femeie. Ești un pic crizată. Hai să vedem ce facem. La ce atitudine ai? Mi se pare normal că ai rămas singură. Am discutat de atâtea ori pe acest subiect. Hai să vedem ce facem cu fetița, să o îngrijesc, să am și o grijă de ea, să mai știu că poate ești lăuză, că poate ai luat-o cu capul, că na. Dar eu cu casa și cu copilul și cu serviciul. Am discutat de atâtea ori pe acest subiect, da? Vă rog frumos, nu mă supărați pe mine. Dar de ce mă interesează pe mine rufele voastre murdare, adică suntem care, cu toții în asta, da? Care este contribuția mea aici? Cum adică suntem aici? Cu toții păi în asta? Suntem cu toții, nu? Nu? Doar eu sunt familie. Tata soția a precizat foarte bine, sunteți ești cu toții în asta. Păi, da. De ce suntem, Claudiu, cu toții în asta? Că nu înțeleg, adică ne împărțim sau... Singurul care este în cea mai gravă situație dintre voi sunt eu, care sunt aici, în scaunul cu rotile,
așteptând și sperând la o recuperare cât mai rapidă. Ești sigur de asta? Da, sunt foarte sigur de asta. Eu nu aș fi atât de sigură, totuși insist să-mi răspunzi de ce nu mi-ai spus că fosta ta nevastă pentru că te nu am vrut să te rănesc, verbal de câte ori să spun, pentru că nu am vrut să te rănesc. Poți m-ai să mă înțelegi? Prin faptul că nu ai spus, dacă spuneai, atunci înseamnă că nu aveai nimic de ascuns, uite-și, corect? Uite-te puțin la tine, dacă tu reacționezi așa acum, atunci... ce ai fi făcut? Cum ai mie fi reacționat? Mie mi se pare că reacția mea este direct proporțională. Auziți, gata, că deja mă uit ca la un teatru. Laura. Mă lasați cu dulcegăriile astea, vă rog frumos. Teatrul nu faci tu mai mult. Și din astea. Tu faci teatru. Nu faci teatru. Sunt doar rănită. Nu geloasă, geloasă că sunt fericit? Joci teatru, fetiță. Da, este și geloasă. Ești geloasă că sunt fericit? Așa mi se pare și este geloasă, pentru că tu ți-ai refăcut viața, ție ți este oarecum mai ușor decât mi se pare și normal să-mi refac bine, viața. Bine, poate sunt geloasă, nu? Ți-am și spus într-o discuție anterioară că poate și eu am nevoie de afecțiune. Ți-am oferit? Nu, și pentru dumneavoastră doar Claudiu rămâne ca și opțiune, nu mai există alți bărbați cu care să vă refaceți nu viața? Nu au bani alți bărbați, asta e casă și bani, atât a interesat-o. Nu există iubire, fetițo, la tine, la noi, nu există iubire și respect. Vrei bine casă și bani, atât. Că până să am accidentul. Ce... De fiecare dată când mă sunai că ai nevoie de bani, era totul foarte ok. Dar o singură zi dacă întârziam cu banii, începeai să mă terorizezi cu mesaje, să-mi faci scandal, să-mi faci cerci trebuie și tot felul de chestii. Trebuie să o întrețim pe aia mică, să o duc la creșă, să o iau okay. de îmbrăcat, la de câteva mâncat, zile de... după ce am făcut accidentul, ai venit la mine... Să o implic în activități. Cred că mai la câteva zile după ce am avut accidentul, ai venit la mine și, printre alte cuvinte, mi-ai spus că ai nevoie de bani, să-ți crești fata. Aș și putea tu? Să știu și eu, te rog, când a venit? A venit? O altă informație nouă. Ups! Ups! Simona, de ce te-ai temut să-i spui iubitei tale adevărul? Adică s-a întâmplat ceva? Mai ai sentimente pentru fosta ta soție? Mi-a fost frică să nu o pierd. Și vorbește, lasă strângerile de mână. Nu toată lumea poate înțelege o relație de la părinte la părinte... În secunda atunci în care părinții pe sunt divorțați. Tu bănuiesc că ți-ai dat seama, nu? Implicit că ei, având un copil, trebuie să interacționeze, trebuie să comunice. Ne mai vedem, ce-i mai bine rămâne pentru unii pe la se mai întâlnesc. Așa este, Laura, și am fost de acord, pentru că știu că un copil și nu pot să fiu ipocrită în chestiunea asta, copilul nu are nicio vină că este pe lume pentru ce au ei de împărțit și niciodată nu aș fi putut să deci intervin. Atunci e un pic ciudat că, practic, iubitul tău ți-a ascuns faptul că mai avea discuții cu fosta? Întâlniri, este foarte discuții. Ciudat, dar întâlniri. Laura. Ea intră pe fetița, adică, na. De ce vrei să-mi faci atât rău? Nu te înțeleg. Și în pentru secunda că asta și care tu mi-ai aici, făcut mie rău și uite karma cum se întoarce, și domnule. Și în secunda asta în da? Care sunt aici, aha, vrei să-mi faci rău? Tu din cauza ta, gândește-te un pic. Aș ia gândește-te mai multe, și creier. Aș fi spus eu mai multe, măcar doar creierul că ți-a rămas. Nu aș vrea să-mi rău toți, e și mai mult situația de atât. Adică dumneavoastră vă bucurați că i s-a întâmplat această tragedie? Înțeleg că accidentul nu a fost din vina ta. Ca să vezi ce suflet are. Ca să vezi că tu, prin acțiunile tale nejustificate și prin care ai rănit oameni, mai ales eu de față, da? Uite că ai ajuns la un moment dat să ți se întoarce ție. Te rog să te abții. Te rog să te abții. Metode. Nu să te rănească. Nu ți-e rușine totul? Nu e rușine deloc. Bumerang. Să auzi și tu niște chestii. Iar și tu ai umblat la două nu capete. Te băga, te rog. Nu te băga, nu am adică, la două. Adică fiul dumneavoastră nu v-a spus, nu? Nu mi-a spus că Laura încearcă să-l recucerească, nu, nu v-a spus. Nu, pentru că pe el nu mă interesează, Laura, și nu, nu ne mai interesează persoana ta. Nu mai fi arogantă, pentru că el este scaunul de rotile, te rog frumos. Am ascuns chestia asta pentru că cel mai bine îmi pun ordine în gânduri singur. Așa primind sfaturi de la fel și fel de persoane și de la diferite persoane, nu puteam să mă focusez pe nimic. Am încercat să mă concentrez pe fetița mea. E normal, este copilul tău. Automat. Și nu îmi pare rău cu absolut nimic. Doar că în momentul în care am avut accidentul, nu am mai putut să susțin toate lecțiile de not, baletul. Chiar mi-a fost foarte, foarte greu. Dar soția ta nu muncește? Nu are un job? Sau depinde doar de banii pe care îi trimis? Întrebați-o, vă rog. Vorbește. Hai! Dar nu mă luați așa... Dar de ce râzi? Dar... De ce râzi acum? Spune și mie pentru de ce că, râzi. Pentru că, repet, mă simt așa cumva pusă la zi și râd ca să nu plâng. Adică mi se pare penibil cum puneți problema în situația ce, doamne, asta. Dar dumneavoastră cum puneți problema? Repet, ea nu știu câta oară când zic că, virgulă, condiționați accesul tatălui și al bunicii de bani.
un divorț nu este cea mai fericită situație, într-adevăr, dar în mai ales măsură, în același timp văd propria fică. Doar unul a vrut să divorțeze, celălalt a rămas șocat când i s-a propus această chestie și pe lângă asta nu te mai victimiza atât, că n-am mai putut să o duc la balet, la not, da? La mai știu eu ce, pentru că și după divorț tot ai vrut că a, weekendul ăsta nu pot să vin să vă pe fetiță. Te tot plânge atât că, vai, nu mă lasă să vă fetița. Lasă-mă să vorbesc, te rog frumos. Lasă-mă să weekendul ăsta nu vin să vă pe fetiță, da? Pentru că am treabă. Și după aia când mă uit pe rețele de socializare, erau numai poze cu tine și cu prințesica ta. Mi se pare și normal. Te-a râcâi puțin, nu? Da. Mi se pare și normal. Adică stați puțin, vreți să o vedeți pe fica dumneavoastră doar când vă convine? Când nu vă convine, inventați doar o minciună? De ce nu i-ați spus Laurei, hei, uite-te, plec, știu eu, la munte, la mare? Cu... Pentru că viața mea personală este viața mea personală. Te privești doar pe tine. Ce ne-a privit pe noi a fost în trecut, dar a rămas acolo. Singurul ok, și eu cum pot să-mi refac viața, că tot te plângi atât, dacă eu am mâncat weekend-urile pline, da? Singurul lucru care ne mai leagă în această secundă cu fetița. Este fetița, da? Că îmi tot spune ție, mă, dacă și domnișoara ta, că vai că, dar de ce ești geloasă, că nu termin, nu, nu te leagă, nu pot! Am stabilit de la început că fetița rămâne un weekend la mine și un weekend la tine. Da, ca să dar poată sunt weekend-uri în care ți-am treaba. Spus, tu mă suni și îmi spui că ok, nu pot să vin să văd pe Denisa și după aia te văd peste tot plecat. Poți să mă ajut frumos cu victimizările astea? Și ce treabă ai avut cu doamna Vera? Ce păi vin la pachet. La pachet. Ce arogantă ești. Nu cumva v-ați făcut un țel să vă răzbunați cu orice preț? Nici eu nici nu sunt la perfect. Telefon nu-mi răspunde, nici măcar la telefon. Păi nu, domne, că adică, nu i-a spus bani, probabil ca să vă răspundă. Veniți aici și spuneți că vreți adevărul și... Bun, dar spuneți-l și dumneavoastră. Bine, ok, mă răzbun, da? Pentru tot ce mi-ai făcut. Asta era. Am fost sigură. Am fost sigură de ea. Și vezi, tu vrei să o crezi și să distrugi ceea ce este frumos între noi. Ți se pare normal? Claudiu, dacă Claudiu, tot rog. Da, faci așa scenariul ăsta și văd că tot o bibilești, o iubești tu atât de mult. Gata, pe gata, să te potolești. Nouă achiziție, spune-i tot adevărul omule atunci nu și tu, da? Adevăr. Niciun adevăr. Cred că mă scuzați, numai eu să spun, numai să fiu trasă la răspundere. A recunoscut. Adică despre ce mai vorbește de Laura? Simona. Mai trebuie să-ți mai spun ceva. A. Vorbește întâi și după aceea, că lasă-mă deja puțin, e al patrulea lucru. Stai că s-a făcut curaj, lasă-l să nu cumva să și-l piardă. Despre ce este vorba? Ok. Vreți să știți adevăratul motiv? Da, murim de curiozitate toți. Pentru care am făcut accidentul? Cu o seară înaintea accidentului, am vorbit cu Laura să mă duc să-mi văd fetița. Uh-huh. Nu te mai uita așa la mine și lasă-mă să termin, după care o să înțelegi. O să înțelegi mai mult decât te aștept. Lasă-l să vorbească. Laura, te-am rugat frumos să mă lași să termin. Am ajuns la ea, ne-am văzut fetița, i-am făcut băieță împreună, pentru că este cea mai mare bucurie să îți petreci fiecare timpul clipă pe care familia. O ai. Hai, spune odată ce ai de spus, taie astea, că nu mă interesează, nu mă privește pe am mine. Am rămas, am băut un pahar de vin. Ce? Un pahar de vin. Laura, dragă mea, cât de primitoare și binevoitoare. Îți și tu la fel, gentleman. Stai puțin, că mare chestie, a băut un pahar de vin, nu e ca și când... Pahar de vin, după care am rămas peste noaptele aia, nu s-a întâmplat absolut nimic. Îți spune tot adevărul. Ai rămas peste noapte la Laura spune și eu... Spune tot adevărul. La Laura și vorbească. Nu am plecat, pentru că... Înainte nu să pleci, s-au mai întâmplat lucruri. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Am dormit Claudiu, în camere separate. Claudiu, te rog frumos, dacă tot ai ales să spui adevărul, spune-l, frate, okay, până Laura. La capăt. Acum... cu simț de răspundere. Asta e răzbunare. Că ești bărbat, asta da? E răzbunare, Claudiu, te rog. Nu ești. Nu mai țipa. Nu mai ești. Hai, nu mai țipa. Recunoaște asta că este te răzbunare. Răzbun. Mai departe nu s-a întâmplat mi-am absolut nimic. Mi-am recunoscut părțile mele negative, răzbunare tot. Recunoaște și tu. Nu pot să te las, că văd că tot insinuiesc că nu s-a întâmplat nimic. Cum ai ajuns de la... faptul că ai petrecut seara respectivă cu familia ta, pentru că este familia ta, nu? Ok, da. La accident. Bun, am rămas peste noapte, am dormit în camere separate, am rămas fără baterie la telefon, m-am trezit târziu, nu am avut cum să-mi pun ceasul să sune, m-am grăbit în secunda în care m-am urcat în mașină. Păi și așa s-a întâmplat accidentul, că te grăbeai, că ai întârziat? Da, m-am grăbit, nu a fost vina mea, altcineva nu mi-a acordat prioritate.
Și din păcate de ce nu știe, de ce nu știe Simona adevărul? Am întrebat de 3 ori deja și mi se pare că deviezi foarte mult de la subiect. Păi unu, și nu ți se pare ceva din... suspect? Laura, atunci? Termină cu exagerările. Nu, tot din cauza ta. Lasă-ne să vorbim sau lasă-l de fapt pe el să vorbească. Păi spune ce trebuie atunci. Dacă nu s-a întâmplat nimic niciodată între tine și Laura de când ați divorțat, de ce în permanență ai mințit-o pe Simona? Adică trebuia să-i spui de la bun început, hei, fosta mea vrea cu orice preț să mă aibă din nou. Pentru că mi-era frică să nu o pierd. Nu știu câte persoane ar înțelege lucrul ăsta. Ea nu are copil, nu este în situația mea și tocmai de asta mi-a fost frică să nu o pierd, să mai fac încă o dată aceeași greșeală pe care am făcut-o. Alo, Claudia, mi se pare. Laura, să vorbească. Termină. Între noi s-a terminat. Și ți-am spus se pare mai ciudat, domnișoară, că v-a ascuns aceste lucruri sau că ar fi trebuit să vi le spună și se temea de reacția dumneavoastră? E plauzibil ce spune Claudiu? Crede-mă, cel mai frică mi-a fost să nu te pierd. Nu, urma să ne mutăm împreună. Motive. Urma să ne mutăm împreună. Cum crezi că aș fi putut să mă mut împreună te rog cu tine? Te frumos să mă lași să vorbesc. Acum și să-mi continui meu. Relația cu Laura. Acum este rândul meu. În primul și în primul rând, dacă îmi spuneai de la bun început niște informații, da? Și erai sigur de faptele tale, de acțiunile tale, de sentimentele tale, ai fi venit să-mi spui cu o nonșalanță, uite-mă, fetiță, ce se întâmplă. Fosta nevastă e puțin loca și se ține după mine. Și tu ai un caracter foarte puternic și mi-a fost frică de reacția ta. Exact. Și atunci trebuia să te gândești, trebuia să anticipezi dacă am un caracter puternic. Mai bine îmi spui decât să omiți. Ok, da, am încercat să o duc, am zis că poate reușesc să-mi fac încercat cumva să o duci. Pe toată lumea. De ce oare, de ce crezi că nu Laura, ți-a spus? Am înțeles, mi-ai făcut atât rău. Gândește-te, băi, gata, încetează, faci pe nevinovatul aici și pe bune, gata. Serios? Eu fac pe nevinovatul? Vezi că dacă tu nu spui, o să spun eu. Vreau bine, să știu. Ne-am iubit foarte mult în noaptea aceea. Minte. Foarte mult. Nu, foarte mult. Nu cred așa ceva. Ascultă-mă, băiatule, tu ai lucrat pe două capete. Ești normal la capete, ești întreg. La două capete, crede-mă pe cuvânt. Dar ce ai făcut? Uite ce spun ea. Ce ai făcut? Am băut un pahar de vin și am dormit în camere separate. Dar ce ai băut un pahar de vin cu ea? Puteai să pleci? Că doar ai dormit în cameră separată, că na. Laura, și de, de asta ce nu v-ați putut trezi a doua zi dimineață? Normal, că ați fost de la prea mult vin. Am băut două, trei pahare de vin. Am fost de foarte activă în acea noapte. Pe un pic l-ai auzit, a zis două, trei pahare de vin. Parcă era vorba de un pahar de vin. Două, parcă... trei pahare de vin, dar... Două, trei. De asta e problema cu minciuna. Încet, încet te necinia. Când spui adevărul, ăla e. Mai devreme spuneai de un pahar de vin. Mai devreme spuneai că ați dormit în camere separate. Până la urmă, doar tu și Laura știți care este adevărul. Atenție la detalii, domnul meu. Ascultă, fetiță, nu mă stresa, băiat. Adică împotriva cuvântului meu. De asta a întârziat Claudiu. Normal, am fost foarte frumos. Am fost foarte activă în acea noapte cu domnul meu. Și e și foarte nebună în același timp. Asta o face. Vă rog frumos, gata. Toată lumea Laura, gata. Vă rog frumos. Simona, te rog frumos. Să vă hotărâți la o poveste comună, să-mi spuneți că vreau să o șterg naibii de aici odată. Vreau să mă lepăd și de tine și de preșul tău, Simona, și să nu vă mai văd Simona, niciodată, nici o Simona. Simona, stai puțin că vreau să vorbim ceva. Mamă, stai acolo, lasă-mă, te rog frumos să vorbesc singur cu Simona. Unde sunt toate planurile noastre? Am fost să alegem mobilă, ne-am mutat împreună, ai spus că ne căsătorim și facem și copii. Okay, am avut accidentul, să-mi revin, sper să-mi revin cât mai rapid. Pedepsești pe toată lumea pentru nefericirea ta, e normal așa? Cu ce te-am așa? Supărat eu pe tine, că te-am primit în casa noastră și m-am purtat foarte frumos cu tine. Ce ai tu cu mine de nu-mi dai voie să văd nepoata? Simona, te iubesc. Ți-am promis că o să fiu lângă tine și îmi asumam să-ți împing de căruți. Tu te gândești puțin la treaba asta? Tu știi câte milioane de bărbați sunt pe pământul ăsta la care nu trebuie să împing un cărucior? Până la urmă eu o să lupt să-mi recâștig nepoata, să-mi văd nepoata. Pentru că nu-mi dă voie să o văd. De ce m-a mai făcut tot circul ăsta? Poți să-mi spui și mie de ce? Ești mulțumită? Spune-mi și mie acum, te rog. Vreau să mă crezi pe mine, pentru că eu spun adevărul. N-ai văzut ce a făcut? Mi se pare... Vrea doar răzbunare, atât. Claudiu, te rog frumos. Cât încă Simona, sunt calmă și îmi păstrez cumpătul. Și ultima bucățică de respect pe care o mai am, deși nu-l meriți, însă... De ce nu-l merit?
Pentru că am vrut să ne mutăm împreună și să facem absolut tot. Da, apropo de asta, unde sunt toate planurile noastre? Am fost să alegem mobilă, ne-am mutat împreună, ai spus că ne căsătorim și facem și copii. Okay, am avut accidentul, oh, o să-mi revin, sper să-mi revin cât mai rapid. Din minciună nu ai cum să-ți revii, pentru că, lasă-mă să-ți reamintesc, un pahar de vin. După aia ai zis, a, de fapt, au fost 2-3 pahare de vin și uite așa, de ce m-ai mințit? Pentru că mi-a fost frică de reacția ta. Ți-a fost frică de reacția da, mea? Da, pentru că nu am vrut să te mai pierd încă o dată cum am făcut-o în liceu. Mi-ai demonstrat pentru a doua oară în această viață că nu ești un om de încredere și nu ești un om așa cum trebuie. Simona, îți promit că în secunda în care o să-mi revin și o să-mi revin foarte rapid, o să te caut și a treia oară și sper că într-un final o să fim fericiți. Nu ai Simona, niciun motiv pentru care să mă cauți. Și te rog frumos, te rog frumos. Nu mă interesează. Dacă mă iubeai, nu mi-ascundeai lucruri atât de grele. Până la urmă, măi fetițo, spune și mie care este adevărul adevărat. Credeți că el chiar a băut 2 pahare de vin și a uitat așa subit să-și pună alarma? A fost obosit și a uitat. De ce nu crezi lucrul ăsta? Și între voi doi nu s-a întâmplat nimic. Ce s-a întâmplat acolo, cum să-mi spuneți mie că... Unda, cu dânsa ce ai? Pedepsești pe toată lumea pentru nefericirea ta? E normal așa? Cu ce te-am așa? Supărat eu pe tine? Că te-am primit în casa noastră și m-am purtat foarte frumos cu tine. Ce ai tu cu mine de nu-mi dai voie să văd nepoata? Că mă arde sufletul de dorul ei. Cu ce ți-am greșit eu ție? Dacă vă ardea sufletul atunci, așa cum mi-ați spus mai devreme că ați insista să rămâne lângă mine, să nu divorțeze, ați fi putut să bateți piua pe asta. Băi, omule, bagă-ți mințile în cap, rămâne lângă familie. Măi, fetițo, dragoste cu Sila nu se poate. Fiul meu nu te mai vrea. Nici măcar n-a vorbit cu mine, a vrut să fie liber să umble cu pipițele. Nu vedeți că imediat s-a luat cu... Ce puteam să fac? De ce te răzbun pe mine? E mama lui, adică e... I-am explicat. De ce te răzbun pe mine încă o dată, te întreb? Cu ce sunt eu de vină că v-ați despărțit voi? Dacă el nu mai vrea. Indirect sunteți implicată, da? Măi, Laura, toată firea. Dacă ciorba s-a crește, nu mai este bună dacă o încălzesc. Așa e și el. Dacă lucrurile s-au răcit, nu te mai vrea. A zis, mamă, nu te mai băga, că nu mai eu știu în ce tensiune trăiam zi de zi. Că nici măcar n-a venit să discute cu mine și, așa și din partea ta e vorba de iubire? Asta este iubire? Nu, răzbunarea, recunoscut. Este răzbunare la tine, fetițo. Iubire este asta? Că... Dacă eu nu pot să fiu fericită și să-mi refac viața pentru că am un copil cu el și pentru că îmi dedic timpul copilului și nu mă oftic de asta, dar mă oftic că el e fericit. Păi stai puțin, cine ți-a spus ție că nu-ți vei putea reface viața, măcar ai încercat? Păi n-am când, n-am timp. Ți-ai focusat toată energia să o distrugi pe a lui. Pentru ce să trăiești așa? Să ajungi să vrei să te răzbuni, să vrei să iei apartamentul, banii, ca să-l condiționezi, să fie legat de tine, ca... Tocmai asta este pentru iubire, că m-am asta e o normalitate. Folosită. Ai spus foarte bine, ai da, și, și un gust al naibii de amar. Da, da, păi tocmai. Când crezi că toate sunt bune și frumoase, să vină partenerul tău de viață să spună eu divorțez, la revedere. Exact așa s-a întâmplat. Bun. Dar tu nu-ți vezi defectele tale? De ce crezi că a băgat divorț? Eu nu zic că nu am defecte, dar nici măcar nu am văzut din partea lui o inițiativă, bă, femeie. Ești crizată, hai să vorbim, mă. Acest capitol încheiat, Laura, lasă-l încheiat pentru totdeauna. Și du-te spre viitor, oferă-ți această șansă, poate găsești pe cineva care să te iubească, pentru că asta nu este iubire. Bine, ideea este că eu nu mai găsesc locul aici, vreau să merg la fetița mea. Momentan sunt mulțumită pentru că nu o să mă mai aibă nici pe mine, dar nici pe domnișoara lui. Răzbunarea nu este niciodată soluția. Nu este soluția. Așa, hrănești cu ura asta, măi, așa că mulțumirea mea pentru momentul acesta este că mi-a pierdut pe amândouă. La revedere. Mulțumesc. Foarte matur. Vă războiți și la mijloc este vorba de un copil. Simona, te iubesc. Ți-am promis că o să fiu lângă tine și îmi asumam să-ți împing de căruț. Tu te gândești puțin la treaba asta? Tu știi câte milioane de bărbați sunt pe pământul ăsta la care nu trebuie să împing un cărucior? Simona, și eu am vrut să-l împing pe al tău? Să ți-l împingă fosta nevastă și foarte bine ți-a spus. Karma se întoarce. Simona, îți promit că în secunda în care îmi revin, o să te caut.
domnul meu. Și tu ce mai vrei? Ești și tu mulțumit, nu ești suficient de situație? Ce mi-ai făcut? Ești mulțumit de situație? Sincer, te rog frumos să dispari. Mă bucur să ne vedem că la nu tribunal, mă mai miști prea, dar nici pe o ea. O să ne vedem la tribunal. Și nu o să mai vezi pe fiică, la dar la revedere. Revedere! Adio! Eu nu înțeleg de ce se răzbună și pe mine fata asta. Nu înțeleg de ce nu îmi dă voie să o văd pe nepoata mea, pe Denisa. Eu am zis să fiu un om corect, să mă înțeleg cu ea. Consideră că nu v-ați implicat suficient, doamnă. Cum nu m-am implicat? Deci măcar nu îmi răspunde la telefon. Ea dumneavoastră trebuia să-l întoarceți pe fiul. Eu am încercat să vorbesc cu băiatul. Dacă nu se poate dragoste cu Sila, nu se poate așa ceva. Nu o mai vrea. Până la urmă eu o să lupt să-mi recâștig nepoata, să-mi văd nepoata. Pentru că nu-mi dă voie să o văd. De ce m-a mai făcut tot circul ăsta? Poți să-mi spui și mie de ce? Ești mulțumită? Spune-mi și mie acum, te rog. Poți să-mi spui și mie pentru ce ai chemat-o pe Laura aici? Cum pentru ce, mama? Cum adică? Să hotărăști odată, ori cu una, ori cu alta. Și? Îți convine ce ai făcut? Am rămas singur. Cine știe când îmi revin? Eu îți pot să... Stai puțin, și e vina cui? E vina lui maică-ta că... Și a făcut griji pentru tine, că vroia să știe până la urmă cine are grijă de fiul ei? Crezi că dânsei este ușor? Nu, dar... Până la urmă, care este adevărul? Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat absolut nimic în noaptea respectivă. Ar merita maică-ta să știe adevărul, da? Ok, hai vrei spune-mi. Să știi adevărul, da, să spun adevărul. Am băut 2-3 pahare de vin. Așa. Ne-am băgat în dormitoare separate. Și la un moment dat a venit peste mine. Bun, așa. Ah, deci așa. Și tu mă iei pe mine de ce am adus-o pe Laura aici? Capul face capul, trage, să te speli cu ea pe cap. Pe mine nu mai mă interesează asta. Pe mine mă interesează Denisa. Noi trebuie să luptăm pentru Denisa. Pentru că nu se poate discuta cu Laura, o să mergem pe cale juridică. Sunt de acord cu tine, o să mergem la tribunal. Noi trebuie să ne câștigăm fata. Despre Laura sunt puține de spus. A dovedit din plin că este o femeie egoistă și răzbunătoare. O femeie care încearcă să își compenseze frustrarea făcând rău. Simona, dincolo de ezitarea de înțeles de altfel pe care a avut-o după ce Claudiu a avut accidentul, a fost cât se poate de sinceră în tot ce a spus și a făcut. Marele pierzător este Claudiu. Știind ce fel de femeie este Laura, nu avea voie să cadă în capcana ei. Câteva pahare cu vin nu sunt o justificare. Cum nimic nu poate justifica faptul că, la un moment dat, a încercat să-și pregătească terenul și pentru o eventuală împăcare cu fosta soție. Cum spuneam la început, iubirea nu acceptă jumătăți de măsură și compromisuri. Dar cine e? E Florin, tovarăș. Deșteptam să mă suni. Ca seara am văzut că mai am expediat repede. Păi eram cu nebuna, mă, n-aveam cum să te sun, ce ai? Tu mă iei la mișto acum? Tu mă iei la mișto pe mine, mă întreb, dar cu e cercelul? Ia-l tău, sau? Băiatule, ăsta nu e cercelul meu! N-ai idee cât de doarme să se tine. Și eu așteptam să rămânem un pic singuri. Până la urma urmei, nu pot să divorțez acum de el pentru că mi-am dat seama prea târziu care e adevărata lui față și că... Niciodată nu e prea târziu, poți face asta oricum îți dorești. Haideți să ne înțelegem, ăsta este copilul nostru. Am deja 3 luni. Mă. Nu te bucură? De ceva timp am o altă relație. Ce ai făcut? Mă, tu îmi zici că mă înșeli? Ai altă relație? Ce cauți cu fata asta? Ce nu, rușine după ce m-a înșelat. Băi, după ce m-a înșelat. Dar nu este treaba ta ce caut el cu mine într-un magazin de copii. Dar o să avem un copil, de treaba ta?